Liceu, vreau doar să vă mai spun că de acest proiect de practică vestimentară vor beneficia aproximativ 200 de elevi din cei 600 ai liceului, care vor avea acces la un spațiu modern de practică în materie vestimentară pentru a pregăti forța de muncă a orașului în domeniu, Flacăra, Jolidon și nu numai, sunt potențiali angajatori și de ce nu, designer de modă, după cum ați văzut, avem și fete și băieți pregătiți să creeze lucrări de specialitate și în materie vestimentară. Cu alte cuvinte, cu cei 300.000 de lei investiți de primărie, o veche centrală termică dezafectată a fost transformată într-un atelier de practică modern pentru elevii de la acest liceu. Vă spuneam mai devreme că prefectul a pornit